Bună ziua, dragi copii și părinți! Îmi pare rău că nu putem astăzi să ne vedem la grădiniță, dar îmi doresc mult să ne facem mici bucurii. Astăzi am să citesc povestea Câmpia grădiniță. Lumânare, lumânare, cu lumină de la soare, de la bunul Dumnezeu, lumină fie și în sufletul meu. Vine o poveste, vine de departe, de la noi din carte. Povestea are fir vrăjit, pe fus de aur răsucit. Când firul se va depăna, povestea va începe așa. Câmpia grădinița. Era încă primăvară de vreme, însă lumina soarelui era atât de orbitoare, revărsându-se printre ferestre, încât Hans trase perdelele. De câteva zile era bolnav și trebuia să stea în pat. Ce mult s-ar fi jucat afară! Când veni bunicul să o ia pe Lorten, sora mai mică, băiatul se necăji. Ție ți-e bine? Eu trebuie să rămân aici. Vin imediat, răspunse fetița, și țopăi ieșind pe ușă. Luase cu sine gălețica și lopoțica și se îndreptă împreună cu bunicul spre locul de joacă. Ce minunat era să se joace cu nisipul pentru prima dată în acest an. În curând, fetița făcu o prăjitură pe care o decoră cu o floricică, un bănuț pe care o aduse bunicului. O, există deja prăjituri cu flori de primăvară, răspunse uluit bunicul. Îmi arăți și mie unde ai găsit floarea? Eu nu văd decât o câmpie cu totul maro. Lohe răspunse. Deocamdată s-a trezit o singură floricică. Vino să-ți arăt unde am găsit-o. Bunicul se aplecă mult înspre pământ. Acum observă că mulți muguri florali și multe frunzulițe rulate priveau dinspre pământ. Ce păcat că fratele tău nu le poate vedea, regretă el. Dar putem să luăm cu noi o bucuțică de câmpie și să o plantăm acasă într-un ghiveci. Hans se bucură mult de mica lui câmpie. Pe ea se zăreau doi boboci. Frunzele verzi răspundeau un adevărat miros de primăvară. Băiatul făcu niște fluturi colorați și îi așeză pe o sârmă subțire înăuntru. Zilnic încercă folosind degetul să vadă de câtă apă are nevoie grădinița lui. Când înflorire cei doi boboci, descoperi și alții, care până atunci nu se zăriră. Hans se însănătoșise de mult când iarba se înălțase de un deget. Lorel veni cu o farfecă. Acum trebuie să cosim, zise ea. Fratele ei opri. Așteaptă, am descoperit și alt smugur. Aș vrea să văd întâi ce iese din el. Nu dura mult până putură recunoaște trifoiul roșu cu florile și frunzele sale. Vara, când și iarba înflori, copiii plantară bucățica de câmpie înapoi afară. Pleacă o poveste, pleacă mai departe, înapoi în carte. Vă îmbrățișez cu drag și dor și abia aștept să ne revedem din nou. O zi frumoasă să aveți!